Pietrele la rinichi, cauze, simptome și remedii naturale etrele la rinichi sunt formate atunci când anumite minerale, de multe ori calciul, este depozitat și cristalizat în structura rinichilor. Există și alte minerale care pot provoca pietre la rinichi, dar calciul este de departe cel mai comun. Pietrele la rinichi se pot dezvolta la unul sau la ambii rinichi și afectează persoanele de peste 30 de ani. Aceasta este o condiție destul de răspândită. Simptome. O durere persistentă în partea inferioară a spatelui, care poate fi simțită și în zona inginală. Perioade de durere intensă în partea din spate sau din a abdomenului. Incapacitatea de a sta întins. stare de rău. nevoie frecventă de urină. Durere în timpul urinării. Sânge în urină. Din fericire, există multe căi de atac de care puteți profita pentru a trata sau preveni formarea pietrelor la rinichi. Multe dintre acestea se găsesc chiar în momentul de față în bucătăria dumneavoastră. Apa deshidratarea este de departe cea mai frecventă contribuție la dezvoltarea pietrelor la rinichi, deoarece aproape 75% din populația lumii nu consumă zilnic suficientă apă. De ani de zile ați auzit de aportul zilnic de apă recomandat la 2 litri, dar foarte puțini oameni ajung să consume această cantitate. Asigurați-vă că beți suficientă apă în fiecare zi, deoarece aceasta are un rol foarte important în menținerea sănătății prin spălarea rezidurilor minerale din rinichi, împiedicând depunerea și cristalizarea ulterioară, conducând la formarea pietrelor. Oțet de cidru de mere Oțetul de cidru de mere rămâne un remediu natural eficient pentru pietrele la rinichi, deoarece poate ajuta la dizolvarea pietrelor mici. Consumul regulat de două lingurițe zi este, de asemenea, recomandat pentru a preveni formarea altor pietre noi. Lămâie consumați zilnic Zeamă de lămâie, dacă sunteți predispus la a dezvolta pietre la rinichi. Lămâile conțin citrat, care atacă pietrele la rinichi. Sucul de lămâie consumat zilnic ajută la fragmentarea și dizolvarea pietrelor mici, care pot fi eliminate ușor în urină. În plus, lămâile au proprietăți antibacteriene care ajută la protejarea tractului urinar de infecții. Rodiile, rodiile sunt adevărate superalimente, încărcate cu antioxidanți care promovează sănătatea și bunăstarea organismului. Când vine vorba de pietre la rinichi, rodiile reduc aciditatea urinei. Este un risc mai scăzut de formarea pietrelor la rinichi atunci când urina este mai puțin acidă. Busuioc Consumul regulat de busuioc poate ajuta la regularea producerii de acid uric, a cărei concentrație ridicată este asociată cu un risc crescut de formarea pietrelor la Busuiocul conține acid aceptic, unul dintre principalii compuși activi care și-a dovedit eficacitatea în a ajuta la dizolvarea pietrelor la Suc de afine probabil știați că sucul de afine este un remediu natural eficient împotriva infecțiilor tractului urinar, dar știați că previne și formarea pietrelor la rinichi? Sucul de afine ajută la scăderea cantității de calciu din urină și promovează absorpția calciului în oase. Ceai de urzici Ceaiul de urzici are proprietăți diuretice, care ajută la spălarea acidului uric, a oxalatului și a ionilor de calciu care pot fi prezenți. Stimularea urinării este una dintre cele mai cunoscute metode de prevenire a formării pietrelor și, împreună cu proprietățile sale antibacteriene, protejează rinichii și tractul urinar. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți. Notă. Acest conținut oferă numai informații generale. Nu este în niciun caz un substitut pentru o opinie medicală calificată. Consultați întotdeauna un specialist sau medicul pentru mai multe informații.